Din informațiile pe care le avem până în momentul de față, autocarul a intrat în coliziune cu un autocamion pe o porțiune de drum național. Autoritățile maghiare sunt acum la fața locului și se fac operațiunile de descarcerare. Nu avem încă niște informații oficiale cu privire la starea pasagerilor și a șoferilor. Domnule Micu, sunt informații contradictorii până în acest moment. Nu știm cu exactitate, acest autocar venea din Italia sau din Spania? Nu, acest autocar venea din România și mergea spre Spania. Mergea spre Spania. Câte persoane erau în autocar? Erau 38 de pasageri și șoferii. Știți cumva ce s-a întâmplat? Care a fost motivul pentru care a avut loc acest accident? Ce v-au spus? Nu știm încă nimic foarte cert. N-am putut la legătura cu șoferii noștri. Așteptăm să ajungă la fața locului reprezentanții Ambasadei României și reprezentanții noștri. Am trimis două echipe, o echipă din Italia și o echipă de aici din România, și în momentul în care vom avea ceva informații concrete și oficiale, atunci vom putea să le difuzăm. Avem imagini în direct în acest moment. Telespectatorii pot vedea imagini de la locul accidentului care a avut loc în această dimineață la ora 5. Sunt fotografii și imagini furnizate de o televiziune din Ungaria. Domnule Micu, vrem să vă rugăm să ne mai spuneți ce v-au mai spus cei care v-au anunțat de acest accident. Ce informații aveți în plus? Informațiile pe care le avem le-am primit de la persoane care au fost în zonă la ora 5:30-6. Circulația este oprită și autoritățile maghiare deocamdată nu permit accesul în zonă ca să putem să avem ceva informații concrete. Din ceea ce vedem în aceste imagini, autocarul este distrus aproape în întregime, cel puțin partea frontală, nu a mai rămas nimic din ea. Știm în acest moment că sunt 4 morți dintre cei care se aflau în microbuz. Informațiile de asemenea pe care le avem ar spune că ar fi vorba de cei 2 șoferi și 2 pasageri. Același lucru știți și dumneavoastră? Da. De 2 șoferi și 2 pasageri știm, tot așa, din informații primite pe diverse surse, dar pe care nu le putem confirma în mod oficial până nu avem de acolo o informație. Când a plecat acest autocar din România? A plecat aseară din Arad. Din Arad. Deci nu se poate pune problema de oboseală, cel puțin... Nu, clar. Deci autocarul a plecat, a ieșit aseară din țară, deci nu poate fi vorba de... Erau persoane care mergeau la muncă, persoane în vârstă, persoane mai tinere? Asta chiar nu pot să vă spun, fiind vorba de o cursă de linie, nu avem informații de genul ăsta. Cei doi șoferi care au decedat în urma acestui accident erau singuri din autocar sau erau mai mulți șoferi pe un traseu atât de lung? Erau 3 șoferi care au urcat de la Arad și mergeau până la Padova. Despre cel al treilea șofer, ce știți? Ați luat legătura cu el? Am luat legătura cu el de dimineață. Acum este împreună cu autoritățile maghiare, cu poliția maghiară la fața locului și din acest motiv... Ce v-a spus despre celelalte persoane aflate în autocar? Cum se simt ceilalți pasageri? Nu mi-a spus mare lucru, era destul de speriat și nu putea să fac o evaluare foarte corectă a situației. Ca să recapitulăm, pentru că sunt foarte multe informații care vin de acolo, 5 morți, unul este șoferul camionului care transporta ciment, iar din autocarul plecat din România, sunt 4 pasageri sau șoferul și 3 pasageri? Din ce știu eu, este vorba de 2 șoferi și 2 pasageri. 2 șoferi și 2 pasageri.